Republica Moldova este un stat asistat social și sprijinul pe care îl primește din partea Uniunii Europene este vital. Este vital pentru existența Republicii Moldova, pentru cetățenii ei. În primul rând, pentru achiziția de resurse energetice, pentru gaz. Oamenii au primit anumite compensații de la guvern, bani pe care am primit din Uniunea Europeană, suplimente pentru pensii și multe, multe altele. Toate proiectele energetice, de infrastructură, toate sunt sprijinite de către Uniunea Europeană. Și acest mesaj ar fi foarte rău pentru opinia publică europeană. Pierderea acestui referendum ar însemna apă la moară propagandei rusești, care ar folosi acest eșec în promovarea ideii că Republica Moldova trebuie să rămână în zona de influență a Rusiei și că cetățenii Republicii Moldova, majoritatea, sunt proruși și că nu-și doresc o integrare în Uniunea Europeană.